Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-o casă de la intrarea în localitatea Schitu Golești. La fața locului au sosit o auto specială cu apă și spumă și un echipaj SMURD de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung. Salvatorii militari au reușit să stingă flăcările și să salveze o parte din mobilierul aflat în interiorul locuinței. Ne-am deplasat la locul intervenției cu două auto speciale lucru cu apă și spumă, un echipaj SMURD și un echipaj de primă intervenție și comandă. Ajuns la locul intervenției, am constatat că ardea în dezvoltare mobilierul din două camere de locuit, aferente case de locuit, cu posibilități de propagare la întreaga casă de locuit și la acoperiș. Am acționat pentru localizarea și lichidarea incendiilor în limitele găsite cu apă. Nu au fost probleme. În locuința unde a izbucnit nu se afla nimeni, proprietarul fiind plecat de mai bine de 6 luni în afara țării. La fața locului a sosit și primarul localității, care a anunțat proprietarul de necazul care s-a abătut peste el. Din primele cercetări, reiese că focul a izbucnit de la un scurt circuit produs la instalația electrică.